Știu că stăm în casă, dar ți-am pregătit parfumul perfect pentru când vom putea ieși afară. Ești curios ce e? Ei bine, este Armani Cod Colonia, un parfum pe care abia aștept să-l port în lumea reală. Și de ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că îmi place extrem de mult mirosul. Să-ți spun sincer, Armani Cod nu a fost niciodată preferatul meu, dar recunosc, mirosea bine, era interesant, dar nu atât de mult încât să-mi doresc foarte mult să-l am în colecție. Asta pentru că nici persistența și proiecția nu erau chiar wow și la asta se mai adăuga și prețul, care nu era chiar mic, și mai era și faptul că aproape toată lumea avea Armani Cod, deci era destul de multe motive să nu vrei să ai Armani Cod. Deși, hai să fim sinceri, era un parfum bun. Și încă este, dar nu despre Armani Cod simplu este vorba, ci despre Colonia. În primul rând, trebuie să-i mulțumesc lui Andrei pentru acest parfum. Mi l-a trimis, s-a gândit că s-ar putea să-mi placă și avea foarte mare dreptate. Pe de altă parte, lui nu i-a plăcut atât de mult pentru că se aștepta la ceva mai mult. Deci, în primul rând, mulțumesc Andrei, apoi reveni. Pentru o persoană care iubește Cod, Colonia s-ar putea să fie un pic dezamăgitor, pentru că ia ADN-ul lui Cod și parcă îl temperează puțin, îl face puțin mai fresh și mai purtabil în perioada caldă și de asemenea parfumul ăsta parcă este ceva mai versatil. Hai să-ți explic un pic despre note ca să-ți faci o idee ce se întâmplă acolo. E destul de citric și asta pentru că în deschidere vei întâlni bergamotă, mandarină și piper roșu. Deci îți dai seama când îți pulverizezi ce se întâmplă. Hai să-ți explic. Ai așa mirosul la citric și piperul care face totul să fie un pic mai proeminent. Cumva piperul crește contrastul mirosului, dacă are sens. Mă exprim ca și cum aș fi un fotograf, ceea ce și sunt. Deci face totul să iasă în evidență. Nu miroase pur și simplu a piper, el doar susține deschiderea asta, dar mirosul de citrice este accentuat de prezența piperului. E ca atunci când într-o prăjitură se folosește sarea pentru a accentua cumva dulceața. E, așa funcționează și piperul aici, dar nu vorbim despre prăjituri, ne întoarcem la parfum și îți explic de notele din inimă, care sunt muguri de portocale și salvie. Salvie este o notă importantă și în Y de la Yves Saint Laurent, care este în mod cert un parfum senzațional vara asta și din acest punct de vedere trebuie să spun că și Colonia este un parfum senzațional în această vară. Da, inima nu mi se pare neapărat de interesant, adică simți acordurile florale și partea foarte cool a ele că îi dau senzația de rufe curate acestui parfum. O să-ți explic exact cum percep eu mirosul ăsta, doar atât vreau să știi că în inimă notele astea florale îl fac să pară foarte pur și curat și primitor, așa să te cheme spre el. Și apoi ajungem la bază unde vei fi întâmpinat de tonka și asta îi dă dulceața parfumului și twist-ul ăla sexy. Deci cam astea au fost notele și să-ți explic cum percep mirosul în punctul ăsta. Ei bine, gândește la ceva citric, se deschide citric așa și are și notele alea de rufe curate. E senzația e că stai pe pajiște unde au fost întinse recent rufe curate la uscat. E absolut senzațional cât de relaxant poate să miroasă lucrul ăsta. Și apoi intervine dulceața de la tonka, care face parfumul să devină pur și simplu sexy. Și din punctul meu de vedere, parfumul ăsta își merită locul acolo cu Sauvage, cu Dylan Blue și cu celelalte parfumuri albastre pe care vei vrea să le încerci în vara asta. Ar mai fi acolo și Y de la Yves Saint Laurent, care din punctul meu de vedere cred că e parfumul ideal în această vară. Dar o să discutăm despre el într-un episod viitor. Așa că voi spune deocamdată că e acolo cu ele. Ce e diferit la el totuși față de cele menționate până acum este proiecția. Ei bine, Cod Colonia nu are o proiecție atât de nebună. Jumătate de oră, poate chiar o oră, proiectează destul de bine, după care devine un miros la nivelul pielii. Dar lucrul ăsta nu e deranjant, pentru că stai acolo multe ore, să zicem 5, 6, 7, poate chiar 8, depinde cum te hidratezi. Ți-am mai spus și cu alte ocazii, eu nu mă hidratez extraordinar de bine, așa că eu am un 5-6 ore. Dar dacă ar fi să folosești parfumul ăsta la birou, well, ar funcționa foarte bine, că nu țipă foarte mult și genul de parfum cu care poți să-ți dai ceva mai multe spray-uri fără să-ți faci griji. Pentru că nu a fost menit să sufoce pe nimeni, a fost menit să fie plăcut, să fie relaxant, să-ți dea starea aia foarte bună și celor din jur de asemenea să fie foarte încântați de el fără să deranjeze mult, adică nu e genul de parfum cu care lumea să știe că ai venit la birou, a venit Cristi, știi cum se întâmplă cu Sauvage?
când te strigă colegul de la 20 de metri distanță, Cristi, vino încoace că ți-mi parfumul. E bine, nu, ăsta nu țipă atât de mult, nu vrea să atragă atât de mult atenție asupra ta, dar având în continuare un miros care se încadrează în linia aia de gel de duș, rufe curate și un twist sexy. Sincer să fiu, din Sauvage Dylan Blue, mi se pare că ăsta încearcă ceva mai mult, adică nu are proiecția într-adevăr, dar felul în care sunt combinate notele îi dă și tenta aia puțin sexy pe lângă fresh, ceea ce e interesant la un parfum, știi, parcă are mai multă personalitate și o să pară ciudat ce spun acum, dar parcă are chiar mai multă personalitate decât Dylan Blue. Pe de altă parte, mă văd nevoit să mă întorc la proiecția slabă. Aici, da, chiar e o problemă dacă îți dorei ceva foarte gălăgios, adică parfumul ăsta pare să fi născut inițial pentru a fi bun vara la birou, și totuși să mai fie interesant și la niște ieșiri cu prietenii sau la o întâlnire romantică. Dar în mod cert nu-ți va aduce la fel de multe complimente precum cele de care ți-am amintit mai devreme. Că pur și simplu nu e la fel de prezent acolo. E genul de parfum care ți-aduce complimente când persoanele stau foarte aproape de tine și atunci generează un oarecare magnetism pentru care și o notă interesantă de mister. Pentru că nu te aștepți ca tonca și dulceața ei să vină ca bază pe treaba asta foarte fresh și pură. Asta s-ar putea să atragă niște complimente și să aducă niște discuții. Nu l-am testat în viața reală, nu-mi dau seama câte complimente aduce, dar cu prima ocazie revin cu un update. Totuși trebuie să spun că mie îmi place extraordinar de mult parfumul, îmi dă o stare extrem de bună să-l port. Chiar și în casă, pentru că da, recunosc că de când l-am purtat numai și numai în casă. Și să spun sincer, nu m-a deranjat nici la editat, nu m-a deranjat nici la mă uitat la filme pe Netflix, ba chiar mă simt destul de bine cu el. Și e destul de interesant să-l simți pe haina a doua zi. Deci ce pot să spun despre el este că e un cod mai citric, mai fresh, cumva chiar mai dulce, cu o persistență mai bună. Asta este în linii mari cod Colonia. E excelent de vară, fără a fi un parfum strict de vară, cred că merge și în perioadele mai reci, deși în mod cert a fost gândit pentru vreme caldă. Și acum hai să-ți povestesc un pic despre preț. În variantă de 50 de ml, Penotino costă 225 de lei, deci poți spune orice despre el, numai că nu este ieftin. Asta se datorează și faptului că este o apariție oarecum nouă. Sunt sigur că prețul îi va scădea, dar pe de altă parte nu mi-aș dori să mă crez pe cuvânt în acest review, adică dat fiind faptul că în perioada asta nu prea poți să mergi în magazine, îți recomand să-ți comanzi un eșantion, dacă ai ocazia, de undeva, să vezi dacă e pe gustul tău, pentru că la 225 de lei nu e material de blind buy. Dacă Salvatore Ferragamo, Uomo, Casual Life era, că era 90 de lei 100 ml, aici pentru 50 cu 225 nu. Dacă ai avut Armani Code și erai îndrăgostit de el, s-ar putea că ăsta să te dezamăgească. Dacă ești foarte mare fan Sauvage, s-ar putea ca proiecția ăstuia să nu fie pe gustul tău. De asta zic, e genul de parfum pe care merită să-l încerci înainte să-l cumperi. Eu am dezvoltat o mare pasiune pentru el, dar recunosc că prima oară când m-am dat cu el am fost destul de meh. Ok, un cod un pic mai fresh. Pe măsură ce îl porți însă, parcă devine tot mai interesant, tot mai interesant și mi-e tot mai ușor să mă gândesc că astăzi mă dau cu cod Colonia. E minunat și în perioada asta, când vremea se încălzește, începe cu adevărat să strălucească. Acesta a fost review-ul meu la Armani Cod Colonia. Din nou îți mulțumesc mult, Andrei, că mi l-ai trimis. Dacă tu ai vreo părere despre cod Colonia sau alte parfumuri de vreme caldă, lasă-mi un comentariu. Sper că ți-a plăcut acest video și dacă e cazul, dă-i un share, dă-i un like, dă un subscribe. Toate lucrurile astea ajută canalul să crească și acest conținut să ajungă la cât mai mulți oameni care sunt pasionați de parfumuri. Îți mulțumesc că ai fost din nou alături de mine și ne vedem data viitoare!